Ana Iliana. Prezent. Agapi Alexandru. Prezent. Andronache Nicolae Tudor. Botezatu Maria. Prezent. Bujor Dumitru Marcel. Prezent. Șimpoieșu Gheorghe. Prezent. Dobor Sergiu Mihail. Prezent. Dobra Costel. Prezent. Doile Genica. Prezent. Dumitru Mihai. Prezent. Jircu Adrian. Prezent. Jitaru Adrian. Maxim Miluță. Prezent. Moraru Marian Dorin. Domnul Moraru. Orgean Ionut. Prezent. Prezent și Moraru, mă scuzați. Pașcua Păvăloaie Elena. Doamna Pașcu. Popescu Tarun, prezent. Roșca Sorin. Prezent. Sergentul Adrian. Prezent. Ticălui Doamna Cerasela. Prezent. Zagru Ciprian Octavian. Prezent. Înainte să intrăm în ordinea de zi, eu să supun la vot procesul de la ședință extraordinară din data de 15 martie 2024. Ana Iliana. Pentru. Agapi Alexandru. Pentru. Andronache Nicolae Tudor. Pentru. Botezatu Maria. Pentru. Bujor Dumitru Marcel. Pentru. Chimpoieșu Gheorghe. Pentru. Dobor Sergiu Mihail. Pentru. Dobrea Costel. Pentru. Doile Genica. Pentru. Dumitru Mihai. Pentru. Jircu Adrian. Pentru. Jitaru Adrian. Pentru. Maxim Miluță. Pentru. Moraru Marian Dorin. Pentru. Orhean Ionuț. Domnul Orhean. Pentru. Pașcua Păvăloa Elena. Popescu Carmen. Pentru. Roșca Sorin. Pentru. Sergentul Adrian. Pentru. Sticlarul Dana Cerasela. Pentru. Zazu Ciprian Octavian. Pentru. Dacă îmi permiteți, doamna președinte, în funcție. Am o sugestie. Sunt 34 de proiecte. Haideți să votăm sala. Da. Anunțați. Se va vota la fiecare. La proiecte, vom trece în felul acesta, la prezență și la ordinea de zi. Și la ordinea de zi. Cunoașteți proiectele de pe ordinea de zi cu suplimentările? Da. Supun la vot ordinea de zi. Înainte de a spune la vot, am o rugăminte. Domnul primar, aș vrea să vă rog, dacă se poate, să retrageți proiectul numărul 8 de pe ordinea de zi. Chiar nu aveți de voie. Ce proiect? Cel privind publicitatea politică și comercială care se face în timpul campaniei electorale. Cred că nu semn de considerație pentru o niște. Nu, știți care e problema? Nu, vă spun care este problema. Stați-te-mi. Da. Retrageți-mi. Tu nu sugestia mea, când astăzi ți înțeleg. Da. Și haideți să-i dăm o altă formă, da? Acolo unde spune, înțeleg că nu mai sunt, înțeleg că partea a doua a proiectului, acolo unde se numără evenimentele, da, nu mai este de actualitate. Da? O putem înlocui cu evenimentele de actualitate. Bun. Nu mai facem marșul absolvenților? Nu, dar nu asta. Nu mai asta, facem ziua antigranie? Păi nu, asta v-am astea spus. Două sunt, nu, două partea, în partea a doua, asta spune că marșul absolvenților și mai sunt acolo niște evenimente pe care nu are sens să decidesc. Este vorba doar de 1 iunie și marșul absolvenților. Puteți nu, să-i schimbăm formă? Asta vreau să vă rog. Haideți să schimbăm vorba și să lăsați în partea a doua și în restul cred că regulamentul e destul de ok. Pentru că nu se permite zile de 1 mai, nu se permite frecvenții și da, nu se pune probleme. Chiar nu aveți de voie. Putem să-i facem modificarea asta, domnul secretar, sau cum se face? Acum nu, o retrageți pe urmează. Păi de asta v-am zis. O retrageți. Nu, e singura, două probleme aveam, marșul și 1 iunie. Restul, nici nu mă pot pierde. Marșul e prins acolo și cred că și ziua de 1 iunie. Nu știu dacă e prins. Marșul sigur e prins. Marșul absolvenței. Și trebuie văzut ziua din, dacă este și ziua din 1 iunie, nici nu mă mai pune. Nici altă dată. Dacă nu punem doar nu e o problemă. Nu e o problemă.
se interzice publicitatea politică, se suspende publicitatea comercială, venere, panouri de afișaj, meșuri pe domeniul public și privat, al muncii prevești pe durata campaniilor electorale stabilite conform legii. Materialele publicitare ce se vor găsi amplasate în această perioadă vor fi ridicate de autoritatea locală prin 10 domeniul public și privat. Trei, nerespectarea dispozițiilor se va sancționa cu amende contravenționale de la 2500 de 2500 de lei. Dar nu înseamnă că are logica la proiectul ăsta, pentru că ăsta prin legii îți interzice venerele în timpul campaniei. Și aici, la articolul 4, se suspendă organizarea de măsuri câmpenești, spectacole, festivaluri pe diferite teme, zilele 1-2 mai, zilele orașului, precum și orice alte activități culturale educative prin care se atribuie premii de orice natură de către autoritățile și instituțiile publice sau societățile comerciale de stat sau private, pe domeniul public și privat al municipiului Ionești, parcul municipal, piețe, târguri, stări, pe perioada campaniilor electorale stabilite conform legii, cu excepția următoarelor evenimente, marșul absolvenților, turneul de tenis, mă rog, ce evenimente au fost în anul respectiv. Da. Asta înseamnă că nici... Ziua din 1 iunie. Da, cum apreciați? Aici ține de oportunitate, din punctul meu de vedere. Oricum e o prostie, eu las pe ordinea de zi. Da, oricum proiectul, există lege electorală, s-a intrat... E clar, nu poți să faci în afară de ce îți permite legile electorale. Păi și atunci am avut o hotărâre contrară în legile. Nu, era întărea cumva... Și extindea, da. Am să vă explic eu. Acest proiect a venit la vremea respectivă pentru campania, pre-campania electorală, cum am zis. Da, dar aici vorbește de campanie. Bine, se vorbește și de campanie, dar existau niște evenimente care erau, mă rog, susceptibile. Era Ronin cu frică că îi face cineva concurență. Asta era. Și el nu poate să țină pasul cu opoziția. Eu ascult, asta nu aveți de voi. Bun, eu rămâne pe ordine de zi. Ei, oricum, eu vă garantez de aici, în fața oneștenilor, că în afară din 1 iunie și marșul absolvenților, nu fac niciun eveniment din genul care el era acolo. Nu vă facem. Corect ar fi să garantați că nu se face niciun eveniment, că sunteți primat. Eu înțeleg că dumneavoastră vă țineți de cuvânt, dar eu știți că eu se simțesc de emoțiile astea. Nu, 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 lăsați. Domnul primar. Că face opoziția? Nu, nu se face. Că nu face nimeni. Că nu face nimeni. Nu face nimeni. Da, nu știu ce să spun. Eu spun deci, în dreptul meu și... A... Păi nu, dar ca să facă, trebuie autorizația dumneavoastră, autorizația primăriei. Nu poți să cum poate face fără avizul. Domnul Cempăieșu, în campanie fiecare face cam ce vrea. Totul e și cu exact. Cât interziși mai mult, cu atât îi face mai bine da. Pentru cei care fac. Ne dăm cu niște lucrurile. Eu, dacă aș fi fost în opoziție, nu ceream niciun aviz să fac orice eveniment, credeam eu. Mi-asumam orice amendă și asta este. Eu vă spun ce aș fi făcut. Că dacă, cum erau dictatori pe vremuri și nu puteai face o nimic, eu nu voi interzice. Nu mă voi comporta ca predecesorii mei. Cu siguranță. Iar pentru că știam că ei se comportă rești pe plantații, nu mă interesau părerea lor. Supun la vot ordinea de zi cu suplimentele propuse. Și cu precizarea că punctul 20 a fost retras, așa cum ați primit pe mail pe 21. Avem o situație delicată în centru și nu putem să le închidem aici. O persoană care nu poate fi. Până îi găsim un loc instituționale să avem. Supun la vot... ordinea de zi cu suplimentările propuse. Ana Ileana. Pentru. Agape Alexandru. Pentru. Andronache Nicolae Tudor. Pentru. Botezatul Maria. Pentru. Dumnezeu Dumitru Marcel. Pentru. Cincoieșul Gheorghe. Pentru. Dobro Sergiu Mihail. Pentru. Dobrea Costel. Pentru. Doile Genica. Pentru. Dumitru Mihai. Pentru. Jircu Adrian. Pentru. Jitaru Adrian. Maxim Iluță, Moraru Marian Dorin, pentru. Orhian Voi Ionuț, pentru. Pașca Păvăloa Elena, Popescu Camel, pentru. Roșca Sărin, pentru. Sergentu Adrian, pentru. Sticaru Dana Cerasela, pentru. Zalu Ciprianu Tavian, pentru.
Intrăm în ordinea de zi cu primul punct, raportul primarului municipiului Ionești privind starea economică, socială și de mediu al municipiului Ionești în anul 2023. Prezintă-ne Lina Victor Laurențiu, primar. Raportul primarului de anul 2023 a fost transmis prin mail, nu o să ne dăm citire. Cuprinde principalele capitole, starea economică, industria și agricultura, starea socială, infrastructura municipiului Ionești, ordinea publică, starea mediului, situația obiectivelor primării municipiului Ionești se va realiza în anul 2024, precum și situația proiectelor derulate de către serviciul accesare fonduri și implementare proiecte pe anul 2024. Nu se supune la vot, este adus doar la cunoștința Consiliului Local și cetățenilor municipiului Ionești, dacă aveți obiecțiuni sau alte probleme. Se poate, doamna președinte? Nu funcționează microfonul, nu știu ce. Sunteți sabotat? Nu, dar nu funcționează. La pagina 8 este vorba de forța de muncă și șomaj. Văd aici, din datele prezentate, o scădere a locurilor de muncă de aproape 10%, iar mai jos, spuneți, concluzia este că se observă o scădere a numărului de șomeri înregistrați în municipiul Ionești. O fi scăzut numărul de șomeri, dar a scăzut și locurile de muncă. Și din datele pe care le puneți mai sunt, s-au scăzut cam cu 10% în condițiile în care sunt în jur de 10.000. Doar o chestie tehnică. Concluzia nu reflectă fondul pasajului. Facem o precizare că toate aceste date și tot ce a fost preluat în raportul primarului sunt venite de la instituțiile publice care au atribuție în materie. Respectiv, aici cred că este de la direcția de muncă. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local numărul 247 din 29 septembrie 2021 privind aprobarea unor reglementări pentru organizarea și funcționarea clubului sportiv Sport Club Rodușul Onești, inițiator Neghină Victor Laurențiu, primar. Clubul sportiv Sport Club Rodușul este o structură sportivă de interes local din subordinea Consiliului Local. Având în vedere că actual la nivelul acestei structuri nu sunt implementate mecanismele controlului intern managerial, este necesar și oportun construirea unei comisii care să aibă atribuții în acest sens, respectiv de monitorizare, coordonare și întrimare metodologică a implementării dezvoltării acestui sistem. Astfel, regulamentul de organizare și funcționare a sportului Totșonești, propus și modelul contractului președintelui clubului, aprobate prin hotărârile Consiliului Local numărul 67/2002 și numărul 229/2022 se propune a fi modificate în acest sens. Față de cele menționate, supune că deliberare și aprobare prezentă proiectul hotărârii. Raportul de specialitate a fost prezentat. Avizul Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 3. Favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Dacă îmi permite și prenzajul, mă deranjează. Legată de anexa numărul 2 de la hotărârea Consiliului Local din 2021 este compartimentul financiar economic, achiziții bune juridic administrativ din 3 persoane. El mai rămâne valid dacă sistemul mergiul la calității se duce la primărie, nu știu la care le turna cu alta, dar vreau să întreb dacă cele 3 posturi mai rămân valabile și în organigrama actuală. Este la pagina 2. Da, sigur că da, rămân valabile. Nu se modifică organigrama sau statul de funcții, doar pe procedurile de sistem, procedurile operaționale, această structură, această instituție publică cu nivel de structură sportivă, nu se va aplica și procedurile de sistem și procedurile operaționale din cadrul primării Ionești. Pentru că nu poți face o comisie cu 3 oameni, sau doi oameni care se aprobă niște proceduri operaționale și tot ei să le respecte. E o situație atipică. Deci nu e condiționat una de alta, asta vreau să știu. Nu e condiționat. Mulțumesc mult. Dacă nu mai sunt alte discuții, să pun la vot. Cine este pentru? În sală vorbim. Mergem în mediul online. Domnul Dumitru Mihai. Pentru. Moraru Marian Dorin.
Domnul Moraru? Domnul Olhean? Pentru. Domnul Sergentu? Pentru. Domnul Zazu? Pentru. Doamna Pașcu Elena? Încă o dată, domnul Moraru? Proiectul numărul 3, proiect de hotărâre pentru completarea anexei 9 la regulamentul privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Onești, alocată pentru activități non-profit de interes local, aprobat prin hotărârea Consiliului Local Onești numărul 100 din 25 octombrie 2012, republicată cu modificările și completările ulterioare. Ca urmare a necesității asigurării unor servicii necesare persoanelor vârstnice la domiciliul acestora, respectiv a unor servicii de cantină socială pentru persoane aflate în situații economico-sociale sau medicale deosebite, prestate de către organizații non-guvernamentale, la nivel local, este necesară introducerea acestora ca activități eligibile în cadrul programelor locale de finanțare supuse regimului finanțărilor din fondurile bugetului local. Astfel, prin prezentul proiect de hotărâre, se propune completarea anexei 9 la regulamentul privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Onești, alocate pentru activități non-profite de interes local, aprobat prin hotărârea numărul 100 pe 2012 republicată. Față de cele menționate, vă supunem spre deliberare și aprobare prezentul proiect de hotărâre. Raportul de specialitate a fost prezentat. Avizează Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 3. Favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu, sunt supun la vot. Cine este pentru? Mergem în mediul online. Domnul Dumitru? Domnul Dumitru? Pentru. Domnul Moraru? Domnul Orhean? Pentru. Domnul Sergentu? Pentru. Domnul Zazu? Pentru. Domnul Moraru? Doamna Pașcu? Proiectul numărul 4, proiect de hotărâre privind aprobarea programului anual pentru acordarea de finanțări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Onești pentru activități non-profit de interes general aferente anului 2024. Prin prezentul proiect de hotărâre se propune aprobarea programului anual pentru acordarea de finanțări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Onești pentru activități non-profit de interes local aferente anului 2024 în conformitate cu prevederile legale în materie. Față de cele menționate, vă rog să puneți spre deliberare și aprobare prezentul proiect de hotărâre. Raportul de specialitate a fost prezentat. Avizul Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 3. Favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supun la vot. Aveam o întrebare. Sumează 250.000 la servicii de asistență socială este complementară bugetului aprobat cu direcții, da? Da. Îți bani la ONG-o. Cei 400.000 îți repartizați pe... Dacă nu mai sunt alte discuții, supun la vot. Cine este pentru? Domnul Dumitru? Pentru. Domnul Moraru? Pentru. Domnul Orhean? Pentru. Domnul Sergentu? Pentru. Domnul Zazu? Pentru. Proiectul numărul 5, proiect de hotărâre privind aprobarea listei numărul 1 pe anul 2024 a solicitanților eligibili în vederea emiterii atestatului de administrator de condominii din municipiul Onești. Ca urmare a solicitărilor depuse și înregistrate la Primăria Municipiului Onești, în vederea obținerii atestatului de administrator de condomenii pentru persoane fizice, Comisia de Atestare a Administratorilor a procedat la verificarea dosarelor și a stabilit lista cu persoane eligibile. Proiectul de hotărâre propune aprobarea listei numărul 1 pe anul 2024, aferentă solicitanților eligibile în vederea emiterii atestatelor de administrator de condomenii din Municipiul Onești. Față de cele menționate, vă spunem spre deliberare și aprobare prezentul proiect de hotărâre. Raportul de specialitate a fost prezentat. Avizul Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supun la vot. Cine este pentru? Domnul Dumitru?
Pentru. Domnul Moraru? Pentru. Domnul Orhean? Pentru. Domnul Sergentu? Pentru. Domnul Zarzu? Domnul Zarzu? Ușilă. Pentru. Doamna Pașcu? Proiectul numărul 6. Proiectul numărul 6, proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual și de perspectivă pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare destinate prevenirii și gestionării situațiilor de urgență pe anul 2024, municipiul Onești. Ținând cont de necesitatea îndocumirii planului anual de perspectivă pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare destinate prevenirii și gestionării situațiilor de urgență pe anul 2024, municipiul Onești, o să punem spre deliberare și aprobare prezentul proiect de hotărâre după obținere, după ce a fost obținut avizul Comitetului Local pentru Situații de Urgență. Raportul de specialitate a fost prezentat. Avizul Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu, sunt supun la vot, cine este pentru? Domnul Dumitru? Pentru. Domnul Moraru? Pentru. Domnul Orhean? Pentru. Domnul Sergentu? Domnul Sergentu? Domnul Zarzu? Pentru. Doamna Pașcu? Pentru, Sergentu. Da, domnul Sergentu. Doamna Pașcu? Proiectul numărul 7, proiect de hotărâre privind actualizarea componenței Consiliului Comunitar Consultativ, constituit la nivelul municipiului Onești ca formă de sprijin activitatea de asistență socială și protecția copilului. Prin hotărârea Consiliului Local numărul 90/2014 s-a aprobat constituirea Consiliului Comunitar Consultativ al municipiului Onești ca formă de sprijin activitatea de asistență socială și protecția copilului și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului. În trecut, o parte dintre membri se află în posibilitatea exercitării atribuțiilor ce le revin în calitatea pe care aceștia o au în cadrul Consiliului. Prin proiectul de hotărâre se propune actualizarea componenței Consiliului Comunitar Consultativ constituit la nivelul municipiului Onești. Față de cele prezentate, o supuneți pe deliberare și aprobare prezentul proiectul, mențiunea că acest proiect votul este secret. Avizul Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 3. Favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, vă invit la vot. Thank you.
statul, suntem 15 consilieri în sală, 15 sunt pentru. 0 împotrivă, 0 abțineri, votul nu e 0. Proiectul numărul 8, proiect de hotărâre pentru abrogarea hotărârii Consiliului Local numărul 65/12 mai 2016 privind publicitatea politică și comercială ce se face în perioada campaniilor electorale. Având în vedere că la nivelul municipiului Omiș în anul 2024 se vor organiza diferite evenimente culturale, sportive, artistice de ordinul celor suspendate prin hotărârea Consiliului Local numărul 65/2016 privind publicitatea politică și comercială ce se va face în perioada campaniilor electorale și pentru buna desfășurare acestora pe parcursul întregului an se impune abrogarea hotărârii Consiliului Local în acest an înspită. Față de cele menționate, vă supunem spre deliberare și aprobare prezentul proiect de hotărâre. Raportul de specialitate a fost prezentat. Avizul Comisiei numărul 4. Favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supun la vot. Cine este pentru? Domnul Dumitru? Pentru. Domnul Moraru? Pentru. Domnul Orhean? Domnul Orhean? Domnul Sergentu? Pentru. Domnul Tansu? Pentru și Orhean. Da. M-ați auzit? Domnul Tansu? Da, da. Vă mulțumesc. Pentru. Mi-a spus la zonul Cipru și cum ați votat că n-am văzut? Păi n-ați. N-a fost decât o opțiune pentru. N-a fost la opțiune. Împotrivă? Așa. Se abține cineva? Da. Aici nu prea ne pasă de respectarea legii, nu știu. Proiectul numărul 9, proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local numărul 275/26 octombrie 2023 pentru aprobarea documentației în faza documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul renovare obiectiv localizat în strada Pechiului numărul 3, Onești, județul Bacău. Prin hotărârea Consiliului Local numărul 275/2023 s-a aprobat documentația în faza DALIS și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul renovare obiectiv localizat în strada Pechiului numărul 3, Onești, județul Bacău. Având în vedere elaborarea proiectului tehnic, al cărui valori obținute diferă valori de DALI, a fost necesară actualizarea devizului general și indicatorilor tehnico-economice aferenți. Astfel se impune aprobarea noului deviz cu indicatorii tehnico-economici și a proiectului tehnic. Față de cele prezentate, vă supuneți pe deliberare și aprobare prezentul proiect. Raportul de specialitate a fost prezentat. Avizul Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Domnul Dumitru? Domnul Moraru? Pentru. Domnul Orhean? Pentru. Domnul Sergentu? Pentru. Domnul Zacu? Pentru. Doamna Pașcu? Domnul Moraru? Pentru. Faceți un semn dacă mă auziți. Eu nu știu foarte sigur, mă auziți sau nu mă auziți. Da, mă auziți. Mulțumesc mult! Proiectul numărul 10, proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local numărul 276/26 octombrie 2023 pentru aprobarea documentației în faza documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul renovare energetică a blocului de locuințe din Onești 1. Prin
hotărârea Consiliului Local numărul 276 pe 2023 s-a aprobat documentația în fază de ALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul renovare energetică a blocurilor de locuințe în Onești 1. Având în vedere elaborarea proiectului tehnic, ale cărui valori obținute diferă de valorile de ALI, a fost necesară actualizarea devizului general și indicatorilor tehnico-economici, astfel cum a fost și cum se propune prin prezentul proiect de hotărâre. Față de cele prezentate, vă rugăm să deliberați. Raportul de specialitate a fost prezentat. Avizul comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Dacă vă rog să vă întrebare legat de titulatură, renovare energetică a blocurilor de locuințe. Știu că este doar un singur bloc. Sper să nu avem probleme de viitor. Dacă e singura adresă, Victor Babel 6. Când s-a depus cererea de finanțare, noi am avut în proiect să depunem mai multe blocuri, însă noi nu am... Asta știu. Și noi nu putem să modificăm la momentul ăsta titulatura cererii de finanțare. Așa a fost depus ca și titulatură și trebuie să menținem conform contractului de finanțare. Ok, mergem mai departe. Dar ca pe viitor să nu cumva să avem o problemă, că nu se va adică să fie titulatură. Avem contract de finanțare cu denumirea asta. Nu, pare rău. Eu mă rog. Mulțumesc. Dacă nu mai sunt alte discuții, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Domnul Dumitru? Pentru. Domnul Moraru? Pentru. Domnul Orfean? Pentru. Domnul Sergentu? Domnul Sergentu? Domnul Zarzi? Proiectul numărul 11, proiect de hotărâre privind actualizarea Comisiei de aplicare a criteriilor de selecție a operatorilor de taxi și taximetriști independenți și a fost aprobată prin hotărârea Consiliului Local numărul 23 din 2013, privind aprobarea procedurii de atribuire a criteriilor de selecție a operatorilor taxi și taximetriștilor independenți și de stabilirea Comisiei de aplicare a acestora. Prin hotărârea Consiliului Local numărul 23 pe 2013 s-a aprobat constituirea Comisiei de aplicare a criteriilor de selecție a operatorilor de taxi și taximetriști independenți, respectiv Comisia de contestație privind procedura de atribuire a criteriilor de selecție a operatorilor de taxi. Datorită faptului că o parte dintre membrii Comisiei care au fost nominalizați prin hotărâre nu mai lucrează în cadrul instituției, în acord cu structura organizatorică, se propune actualizarea componenței Comisiei conform proiectului de hotărâre. Față de cele menționate, vă supunem spre deliberare și aprobare prezentul proiect de hotărâre. Raportul de specialitate a fost prezentat. Avizul Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Discuții pe marginea proiectului. Cu precizarea că și acest proiect de hotărâre este pe vot secret. Vă invit la vot. Da, lăsa singur la asta. Da, a fost.
Exprimate 15, din care 15 voturi pentru, împotrivă 0, abțineri 0, votul nul este 0. Urmarea înaintării documentației spre analiză și licențiere, ANSC București a constatat necesitatea întocmirii programului unitar de acțiune și combaterea vectorilor de boli și insecte transmițătoare de disconfort în municipiul Onești. Având în vedere că proiectul de hotărâre îndeplinește condițiile de legalitate și oportunitate, vă supunem spre deliberare și aprobare prezentul proiect de hotărâre. Raportul de specialitate a fost prezentat. Avizul Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 2. Favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Favorabil. Dacă nu sunt supun la vot, cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Domnul Dumitru? Domnul Dumitru? Domnul Moraru? Pentru. Domnul Orhean? Pentru. Doamna Pașcu? Pentru Dumitru. Da. Pentru și eu. Domnul Sergentu? Pentru. Domnul Zazu? Pentru. Doamna Sticaru Cerasela? Pentru. Proiectul numărul 13, proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ordine și siguranță publică al municipiului Onești pentru anul 2024. Având în vedere faptul că Comisia Locală de Ordine Publică a municipiului Onești elaborează proiectul planului de ordine și siguranță al unității administrative teritoriale pe care îl actualizează anual, iar în privința organizării și funcționării poliției locale, autoritatea deliberativă a administrației publice locale aprobă la propunerea Comisiei Locale planul de ordine și siguranță publică. Vă supunem spre deliberare și aprobare prezentul proiect de hotărâre. Raportul de specialitate a fost prezentat. Avizul Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt supun la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Domnul Dumitru. Pentru. Domnul Moraru.
Pentru. Domnul Orhean. Pentru. Doamna Pașcu. Pentru. Domnul Sergentu. Pentru. Doamna Sticlaru. Pentru. Domnul Zazu. Pentru. Proiectul numărul 14, proiect de hotărâre privind aprobarea organizării și finanțării stagiunii muzicale 2024 în municipiul Onești. Stagiunea muzicală organizată de Primăria Municipiului Onești este unul dintre proiectele de mare impact cultural la nivelul municipiului, contribuind la dezvoltarea spirituală și la educația muzicală a comunității oneștene. La evenimentele desfășurate de-a lungul anilor au participat artiști consacrați cu nume sonore, dar și artiști aflați la debut, reușind cu succes să satisfacă gustul publicului spectator. Stagiunea muzicală 2024 se va desfășura în perioada aprilie-decembrie cu o frecvență de 1-2 concerte pe lună. Față de cele menționate, vă supuneți pe deliberare și aprobare prezentul proiect de hotărâre. Raportul de specialitate a fost prezentat. Avizul Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Aviz favorabil. Și la Comisia. Discuții pe marginea proiectului. Și dacă îmi permiteți intervenția. Doamna director, la proiectul acesta chiar mi-a plăcut să mă împic timp. Deci și pe și referatul de specialitate și referatul de introducere pe ultimea de zi, au fost semnături de exact cum trebuie să fie. Fără o grămadă de titluri în față care nu au legătură cu funcția și cu numele, chiar felicitări pentru asta. V-am mai felicitat odată, am crezut că o să țineți aceeași linie, dar știu că nu le faceți dumneavoastră, dar de data asta cine l-a făcut, deci felicitări doamne Grumă, șefa de serviciu, că văd că dumneavoastră era domnul. Chiar a știut să facă o hârtie cum trebuie. Mulțumesc. Am spus și colegilor, scoate celelalte hârtiilor. Dacă nu mai sunt alte discuții, să pun la vot cine este pentru. Împotrivă, se abține cineva. Domnul Dumitru. Pentru. Domnul Moraru. Pentru. Domnul Orhean. Pentru. Domnul Sergentu. Pentru. Doamna Pașcu. Pentru. Doamna Sticlaru. Doamna Sticlaru. Pentru. Domnul Zazu. Pentru. Proiectul numărul 15, proiect de hotărâre privind aprobarea înființării surse de finanțare E, activități finanțate integral din venituri proprii pentru domeniul de activitate învățământ în municipiul Onești. Luăm în considerare asigurarea desfășurării normale a activităților unităților de învățământ preuniversitar de stat de municipiul Onești, se propune aprobarea înființării sursei de finanțare PIE, activități finanțate integral din venituri proprii, pentru domeniul de activitate învățământ în municipiul Onești, pentru unitățile de învățământ preuniversitare de stat. Având în vedere că proiectul de hotărâre deplinește condițiile de legalitate și oportunitate, vă supuneți pe deliberare și aprobare prezentul proiect de hotărâre. Raportul de specialitate a fost prezentat. Avizul Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului, dacă nu sunt, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Domnul Dumitru. Domnul Dumitru. Domnul Moraru. Pentru. Domnul Orhean. Pentru. Doamna Pascu, Pașcu. Pentru. Domnul Sergentu. Pentru. Doamna Sticlaru. Pentru. Domnul Zazu. Pentru. Pentru. Proiectul numărul 16, proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului municipiului Onești la data de 31 decembrie 2023. În baza prevederilor legale, ordonatorul principal de proiecte întocmește și prezintă spre aprobare autorității deliberative până la 31 mai a anului următor conturile anuale de execuție. Astfel, vă spunem spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea contului de execuție al bugetului municipiului Onești la data de 31.12.2023, conform anexelor 1-6 la prezentul proiect de hotărâre. Față de cele menționate, vă supunem spre deliberare și aprobare proiectul de hotărâre.
Raportul de specialitate a fost prezentat. Avizul comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Domnul Dumitru? Domnul Moraru? Pentru. Domnul Orhean? Pentru. Doamna Pașcu? Pentru. Domnul Sergentu? Pentru. Doamna Sticlaru? Pentru. Domnul Zarzu? Pentru. Proiectul numărul 17, proiect de hotărâre privind atestarea domeniului public al municipiului Onești, a unui imobil constituit din teren situat în intravilan municipiului Onești. Imobilul ce face obiectul propunerii de preluare în proprietatea publică a municipiului Onești și declarării acestuia de uși interes public local, este situat în intravilanul localității, fiind identificat prin planul de amplasament și delimitare a imobilului realizat de persoană juridică autorizată a NCPI. Imobilul a fost delimitat și măsurat pentru facilitarea realizării proiectului modernizare calea Abșudului DN11A, drum de categoria 3-a din municipiul Onești, județul Bacău. Fațele cele menționate vă supunem spre deliberare și aprobare prezentul proiect de hotărâre. Raportul de specialitate a fost prezentat. Avizul comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Domnul Dumitru? Pentru. Domnul Moraru? Pentru. Domnul Orhean? Pentru. Doamna Pașcu? Pentru. Domnul Sergentu? Pentru. Doamna Sticlaru? Pentru. Domnul Zarzu? Pentru. Proiectul numărul 18, proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Onești a unor imobile construite din terenuri cu și fără construcții situate în intravilanul municipiului Onești. Imobilele ce fac obiectul propunerii de preluare în proprietatea privată a municipiului Onești sunt situate în intravilanul localității, identificate în planurile de amplasament și de limitare a imobililor întocmite de persoane autorizate a NCPI. Aceste imobile au fost inventariate, delimitate și măsurate ca urmare a cererilor depuse de persoane fizice și juridice, având ca scop înscrierea în cartea funciară a contractelor de concesiune existente și înscrierii dreptului de proprietate în cartea funciară. Față de cele menționate, vă supunem spre deliberare și aprobare prezentul proiect de hotărâre. Raportul de specialitate a fost prezentat. Avizul comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Domnul Dumitru? Pentru. Domnul Moraru? Pentru. Domnul Orhean? Pentru. Doamna Pașcu? Pentru. Domnul Sergentu? Pentru. Doamna Sticlaru? Pentru. Domnul Zarzu? Pentru. Proiectul numărul 19, proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale din cuprinsul hotărârii Consiliului Local numărul 306 din 23 noiembrie 2023, privind aprobarea efectuării serviciilor notariale specifice operațiunii de alipire a unor imobile terenuri, proprietatea municipiului Onești, în vederea individualizării prin număr cadastral propriu. Prin hotărârea Consiliului Local numărul 306 per 2023 s-a aprobat efectuarea serviciilor notariale specifice operațiunilor de alipire a unor imobile terenuri proprietatea municipiului Onești, în vederea individualizării prin număr cadastral propriu. Ulterior aprobării hotărârii sus menționate, s-a constatat o eroare materială în ceea ce privește numărul cadastral aferent suprafeței de 3 metri pătrați. Prin proiectul de hotărâre se propune îndreptarea erorii în acest sens. Față de cele menționate, vă supuneți spre deliberare și aprobare prezentul proiect de hotărâre. Raportul de specialitate a fost prezentat. Avizul comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Domnul Dumitru? Pentru. Domnul Moraru? Pentru. Domnul Orhean? Pentru. Doamna Pașcu? Pentru. Domnul Sergentu?
Pentru. Doamna Sticlaru. Pentru. Domnul Zazu. Pentru. Proiectul numărul 20 a fost retras de pe ordinea de zi. Vom trece la proiectul numărul 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii dreptului de închiriere asupra unui bun imobil teren, proprietatea publică a municipiului Onești. Prin hotărârea Consiliului Local a fost încheiat contractul de închiriere, având ca obiect un imobil teren situat în municipiul Onești, Bulevardul Mărășești, în suprafață de 6 metri pătrați, pentru desfășurarea de activități comerciale. Prin adresa doamnei Alistar Mendeana, înregistrată la Primăria Onești, se comunică încetarea activității comerciale pe IF Alistar Liliana și continuarea activității pe Alistar Liliana, persoană fizică autorizată. Prin proiectul de hotărâre se propune transmiterea dreptului de închiriere asupra imobilului teren proprietatea publică a municipiului Onești. Față de cele menționate, vă supunem spre deliberare și aprobare prezentul proiect de hotărâre. Raportul de specialitate a fost prezentat. Avizul Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Domnul Dumitru. Domnul Dumitru. Domnul Moraru. Pentru. Domnul Orhean. Pentru. Doamna Pașcu. Pentru. Domnul Sergentu. Pentru. Doamna Sticlaru. Pentru. Domnul Zazu. Pentru. Domnul Dumitru. Proiectul numărul 22. Proiect de hotărâre privind preluarea în administrare a municipiului Onești a unor mijloace fixe, trecerea acestora în domeniul privat al municipiului în vederea scoaterii din funcțiune și casării și valorificării acestora. În adresa Spitalului Municipal Onești se solicită preluarea în administrarea Consiliului Local a unor mijloace fixe nefuncționale, respectiv două schimbătoare de căldură, motivat de faptul că acestea au fost înlocuite în urma modernizării complete a centralei tehnice a spitalului. Bază de cele menționate, vă supunem spre deliberare și aprobare prezentul proiect de hotărâre. Raportul de specialitate a fost prezentat. Avizul Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Dacă îmi permiteți, vă rog, domnul. Acest proiect nu vei participa la voi. Nici eu nu vei participa. Și probabil nici domnul Andorat. Aba, eu știu că sunteți același partid, dar fiecare vorbește numele lui, da? Așa spus o dată în stat. Nu mai fă greșeală de asta capitală. Da, și domnul Andromache, da? Hai, domnul este. Cu excepția celor trei, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Domnul Dumitru. Domnul Dumitru. Domnul Moraru. Pentru. Domnul Orhean. Pentru. Doamna Pașcu. Pentru. Domnul Sergentu. Pentru. Doamna Sticlaru. Pentru. Domnul Zargu. Pentru. Domnul Dumitru. Proiectul numărul 23, proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale din cuprinsul articolului 1 la hotărârea Consiliului Local numărul 236 din 27 septembrie 2023 pentru aprobarea unor prevederi din anexa 2 la hotărârea Consiliului Local numărul 19 din 30 ianuarie 2019 privind aprobarea completării anexei numărul 5, lista de inventar a componentelor sistemelor de apă și canalizare aparținând domeniului public al municipiului Onești, la hotărârea Consiliului Local numărul 77 din 30 mai 2017, privind stabilirea modalității de gestiune, aprobarea studiului de oportunitate a delegării gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către Seceraja S.A., aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de apă și de canalizare, a listei bunurilor aferente, a regulamentului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare și a caietelor de sancții ale serviciului. După
aprobarea hotărârii Consiliului Local 236 din 27 de septembrie 2023 s-a constatat că în cadrul acestuia s-a strecurat o greșeală, respectiv la articolul 1 s-a scris sintagma numărul cadastral 67200 în loc de sintagma 63788, așa cum era corect. Cum este corect. Fiind prezentul proiect de hotărâre, se propune îndreptarea erorii materiale în sensul descris mai sus. Față de cele menționate, vă supunem spre deliberare și aprobare prezentul proiect de hotărâre. Raportul de specialitate a fost prezentat. Avizul comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt supun la vot, cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Domnul Dumitru. Domnul Dumitru. Să intervin, dar nu m-ați auzit. Spune-i domnul Zazu. Da, era, cred că bine, dacă s-ar fi putut pune și o schiță la proiectul 23, cum s-a pus și la proiectul anterior 19, dacă nu mă înșel, cred că a identificat și mai ușor aceste suprafețe, cum e cadastrale. Da, sper că totul este ok și fără schiță. Da, vă auzim. Da, vă auzim, uitam în... Există o carte funciară, într-adevăr, existată, dar nu există schița. Dar e vorba de un număr cadastral scris greșit, nu știu cu ce v-ar fi ajutat schița. Dar, în fine, o să le transmit colegilor pe viitor să pună și schița. Mulțumesc. Domnul Dumitru? Domnul Moraru? Pentru. Domnul Orhean? Pentru. Doamna Pașcu? Pentru. Domnul Sergentu? Pentru. Doamna Sticlaru? Pentru. Domnul Zazu? Pentru. Proiectul numărul 24, proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui bun imobil ce aparține municipiului Onești. Închirierea bunurilor imobile, proprietatea publică sau privată a UAT Onești prezintă interes prin valorificarea acestor atât pentru municipalitate, cât și pentru cetățenii orașului. Prin proiectul de hotărâre se propune aprobarea închirierii prin licitație publică a unui bun imobil ce aparține municipiului Onești. Față de cele menționate, o să punem spre deliberare și aprobare prezentul proiect. Raportul de specialitate a fost prezentat. Avizul comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt supun la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Domnul Dumitru? Domnul Moraru? Pentru. Domnul Orhean? Pentru. Doamna Pașcu? Pentru. Domnul Sergentu? Pentru. Doamna Sticlaru? Doamna Sticlaru? Domnul Zazu? Pentru. Proiectul numărul 25, proiect de hotărâre privind aprobarea încetării cu acordul părților a contractului de concesiune numărul 467 din 13 aprilie 2021. Prin adresa înregistrată la Primăria Onești, domnul Chiriac Costic, administratorul SC Chiricom, solicită încetarea contractului de concesiune încheiat cu municipiul Onești, motivat de faptul că societatea a fost dizolvată. Față de cele menționate, vă supunem spre deliberare și aprobare prezentul proiect de hotărâre. Raportul de specialitate a fost prezentat. Avizul comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt supun la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Domnul Dumitru? Domnul Moraru? Pentru. Domnul Orhean? Pentru. Doamna Pașcu? Pentru. Domnul Sergentu? Pentru. Doamna Sticlaru? Doamna Sticlaru? Domnul Zazu? Pentru.
Proiectul numărul 26, proiect de hotărâre privind aprobarea completării anexei 5, lista inventară a componentelor sistemului de apă și canalizare aparținând domeniului public al municipiului Onești, hotărârea Consiliului Local numărul 77 din 30 mai 2017 privind stabilirea modalității de gestiune, aprobarea studiului de oportunitate, a delegării gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către SC Raja S.A., aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de apă și de canalizare, a listei bunurilor aferente a regulamentului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare și a caietelor de sarcini ale serviciului. Prin adresa comunicată de Raja S.A. Constanța se solicită completarea anexei 5 la hotărârea Consiliului Local 77/2017 și aprobarea articolului 2 roman literar din hotărârea Consiliului Local 173 din 1.10.2019 conform documentației atașate la prezentul proiect de hotărâre. Având în vedere că proiectul de hotărâre îndeplinește condițiile de legalitate și oportunitate, vă supunem spre deliberare și aprobare prezentul proiect. Raportul de specialitate a fost prezentat. Avizul Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt supun la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Domnul Dumitru. Domnul Moraru. Domnul Moraru. Pentru. Da, da. Domnul Orhean. Pentru. Doamna Pașcu. Pentru. Domnul Sergentu. Pentru. Doamna Sticlaru. Domnul Zarzu. Proiectul numărul 27, proiect de hotărâre privind aprobarea dorei în administrarea construcțiilor, instalațiilor și lucrărilor aferente, investiției, modernizarea infrastructurii din zona Orizont, strada Mercur și amenajarea terasei case de cultură, municipiul Onești, județul Bacău și aprobarea actului adițional la procesul verbal de predare primire numărul 17.054 din 18 august 2010, partea contractului numărul 16.886 din 18 august 2010 de delegarea gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat către SC Domeniul Public și Privat Onești S.A. Având în vedere finalizarea contractului de execuție lucrări, modernizarea infrastructurii în zona Orizont, strada Mercur și amenajarea piațetei casei de cultură în municipiul Onești, în vederea realizării obiectivelor stabilite prin contractele de delegare a gestiunii serviciilor publice încheiate cu SC Domeniul Public și Privat Onești S.A., se propune darea în administrarea construcțiilor, instalațiilor și detaliilor aferente investiții și aprobarea actului adițional la procesul verbal de predare primit de către societatea mai sus menționată. Față de cele precizate, vă supunem spre deliberare și aprobare prezentul proiect de hotărâre. Raportul de specialitate a fost prezentat. Avizul Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 2. Favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Dacă permiteți. Vă rog. Vreau să întreb dacă la lucrările astea au fost făcute procesele verbale de recepție finală. Doamna. Da, nu le puteam preda. Da, doamna director general spune că da, nu știu dacă ați auzit, pentru că altfel nu puteau fi predate dacă nu exista recepția finală. Am înțeles bine, eu asta am vrut să știu, că m-am văzut pe niște înscrisuri, faptul că nu era făcută recepția și v-am să știu dacă până la acest moment s-a făcut sau nu. Da, mulțumesc. Este făcut, ce înțeleg de la colegii mei. Dacă nu mai sunt alte discuții, suntem la vot, cine este dacă ne puteți pune la dispoziție achiziția, documente legate de achiziția acestor elemente pentru a vedea valorile care sunt trecute în anexa proiectului. Dacă ne puteți trimite nu doar mie, ci tuturor consilierilor, informați scris online, cum doriți dumneavoastră. Întrebarea cred că este pentru doamna Anghe, dacă ar putea adresa să ne trimite tot așa cum ne-a trimis cu doamna. Da. Am patru biblio-rafturi cu documentația de la achiziție și de la achiziție ulterior au fost niște dispoziții de modificare a proiectului. Ele includ mai multe lucrări, plus că eu am acolo pe piațetă, am
două contracte. Contracte de lucrări, procedură pentru lucrări, contract pentru dotări, procedură pentru lucrări. Nu am întrebat, în ce spuse, doar de ceea ce se leagă proiectul, ceea ce se dă la TPP, atât. E listă de dotări din cadrul proiectului, am extras... Păi lista aia o vrea. Atât. Păi este anexă la hotărâre listă. Pe mail, cu valori. Cu toate bunurile, cu valorile fiecăruia. Deci mulți din cadrul... Alea le-am văzut, domnul, dar trebuiau documentele de achiziție, dacă ne se pot pune la dispoziție. Da, nu poate pune, dar asta vă spune colega mea, sunt foarte multe bibliorafturi, nu știm în ce măsură... Mergeți la achiziții și vă le vedeți acolo, vi arată bibliorafturile și vă uitați și vedeți ce vă interesează din ele, că înțeleg că sunt 4 bibliorafturi, 100 de pagini. Două proceduri de achiziții. Nu, dar să vină la dumneavoastră și să uitem ce vrea să vă. Bun, atunci o stați, dacă nu se poate trimite online, nu se face o formă la doamna Ambu. Cel mai bine. Dacă nu mai sunt alte discuții, supun la vot cine este pentru. Împotrivă, se abține cineva? Domnul Dumitru? Domnul Moraru? Pentru. Domnul Olhean? Pentru. Doamna Pașcu? Pentru. Doamna Sticlaru? Doamna Sticlaru? Domnul Zarzu? Pentru. Proiectul numărul 28, proiect de hotărâre privind aprobarea modificării hotărârii Consiliului Local numărul 25 din 30 ianuarie 2023, privind stabilirea modalității de gestiune, aprobarea sediului de oportunitate a regulamentului serviciului public, a caietului de sarcini și a contractului de delegare, a gestiunii serviciului public de iluminare public, în municipiul Onești, către SC, domeniul public și privat, Onești S.A. Având în vedere finalizarea contractului de execuție, lucrările, extindere și modernizare, eliminat public stradal de municipiul Onești, ținând cont de contractul de delegare a gestiunii serviciului public de iluminat public, municipiul Onești a încheiat cu 10 domenii public și privat de stat, prin proiectul de hotărâre, încheiat contractul de delegare a gestiunii. Prin prezentul proiect de hotărâre se propune aprobarea modificării hotărârii Consiliului Local numărul 25/2023, conform documentației atașate. Față de cele menționate, vă supunem spre aprobare și spre deliberare și aprobare prezentul proiect. Raportul de specialitate a fost prezentat. Avizul Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supun la vot cine este pentru. Împotrivă, se abține cineva. Domnul Dumitru. Domnul Moraru? Pentru. Domnul Orhean? Pentru. Doamna Pașcu? Pentru. Și Dumitru pentru. Domnul Dumitru pentru. Doamna Sticlaru? Domnul Zarzu? Pentru. Proiectul numărul 29, proiect de hotărâre pentru aprobarea concesionării unui bun imobil, teren aparținând domeniului privat al municipiului Onești. Concesionarea bunurilor imobile, proprietatea publică sau privată a UAT Onești reprezintă un interes pentru valorificarea acestora, atât pentru municipalitate, cât și pentru cetățenii orașului. Prin proiectul de hotărâre se propune aprobarea concesionării unui bun imobil teren aparținând domeniului privat al municipiului, conform documentației atașate. Față de cele menționate, vă supuneți pe deliberare și aprobare prezentul proiect de hotărâre. Raportul de specialitate a fost prezentat, avizul Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supun la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Domnul Dumitru? Pentru. Domnul Moraru? Pentru. Domnul Orhean? Pentru. Doamna Pașcu? Pentru. Doamna Sticlaru? Domnul Zarzu? Pentru. Proiectul numărul 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării unor contracte de închiriere.
Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Iași, domnul Chionuș Constantin solicită modificarea contractelor de închiriere încheiate cu Municipiul Onești, având ca obiect două spații comerciale situate în Municipiul Onești, strada Cașului numărul 3, piața agroalimentară, motivat de faptul că este noul administrator al SCG Barcom SRL. Față de cele menționate, vă supunem spre deliberare și aprobare prezentul proiect de hotărâre. Raportul de specialitate a fost prezentat, avizul Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt supun la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Domnul Dumitru. Pentru. Domnul Moraru. Pentru. Domnul Orhean. Pentru. Doamna Pașcu. Pentru. Doamna Sticlaru. Domnul Zarzu. Pentru. Punctul 31 îl lăsăm la final. Proiectul numărul 32, proiect de hotărâre privind acordarea avizului de principiu pentru înființarea și funcționarea autogării pentru transport persoane amplasată în municipiul Onești, Bulevardul Republicii numărul 57, județul Bacău, pentru SC Transbus S.A. Brașov. În conformitate cu prevederile legale în materie, pentru eliberarea licenței pentru activități conexe transportului rutier, activități desfășurate de autogară, operatorul economic trebuie să depună la Autoritatea Rutieră Română, pe lângă alte documente, aprobarea Autorității Administrației Funcției Locale pentru înființarea autogării. Prin proiectul de hotărâre se propune aprobarea acordarea Autorității Administrației Funcției Locale pentru înființarea autogării și emiterea unui acord de principiu pentru desfășurarea serviciilor conexe de autogare în vederea obținerii licenței de către solicitantul SC Transbus S.A. Brașov. Față de cele menționate, vă supuneți pe deliberare și aprobare prezentul proiect de hotărâre. Raportul de specialitate a fost prezentat, avizul Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt supun la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Domnul Dumitru? Pentru. Domnul Moraru? Pentru. Domnul Orhean? Pentru. Domnul Zarzu? Pentru. Doamna Pașcu? Pentru. Doamna Sticlaru? Proiectul numărul 33, proiect de hotărâre privind aprobarea liniei de gardă pentru specialitatea cardiologie în cadrul Spitalului Municipal Sfântul Ierarh Dr. Luca Onești. Prin adresa înregistrată în cadrul Primăriei Municipiului Onești, Spitalul Municipal Sfântul Ierarh Dr. Luca solicită avizarea înființării unei linii de gardă distincte în specialitatea cardiologie ca urmare a avizării de către Ministerul Sănătății a suplimentării liniilor de gardă existente. Prin prevederile legale în materie, se stabilește în sarcina autorităților administrației publice locale aprobarea înființării liniilor de gardă. În față de cele prezentate, vă supunem spre deliberare și aprobare prezentul proiect de hotărâre. Raportul de specialitate a fost prezentat, avizul Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 3. Favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Eu nu voi participa la... Nu voi participa la... Dar nu are nicio treabă, domnul Șitaru. E spitalul. E spitalul, dar nu este... Nu e vorba de ceva anume, decât de înființarea unei linii de gardă. Mai bine avem vorba. Deci nu participați la vot? Eu particip de data asta. Deci numai domnul Jitar nu participă la vot, da? Supun la vot cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Domnul Dumitru? Pentru. Domnul Moraru? Pentru. Domnul Orhean? Pentru. Doamna Pașcu? Pentru. Doamna Sticlaru? Domnul Zarzu? Pentru. Proiectul numărul 34, proiect de hotărâre pentru acordarea unui ajutor financiar de urgență în cuantum de 35.887,98 lei
din bugetul local în vederea realizării lucrărilor de reabilitare a spațiului comun din strada Buciumului numărul 8, scara B, ca urmare a incendiului din data de 13 martie 2024. Urmarea evenimentului se referit pe data de 15 martie 2024, sub unitatea de detașament pompieri, a fost solicitată să intervină pentru lichidarea unui incendiu izbucnit în blocul Soartă, strada Buciumului numărul 8. Având în vedere necesitatea susținerii financiare în vederea realizării lucrurilor de reabilitare a spațiului comun din imobilul afectat, din prezentul proiect de hotărâre se propune aprobarea alocării sumei de 35.887,98 lei din fondul de rezervă bugetară. Față de cele menționate, vă rugăm analizați și dispuneți în consecință. Raportul de specialitate a fost prezentat. Avizul Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Eu, doamnă. Spuneți, domnul. Data asta, felicitări. Dar și felicitări. Dar și eu cred. Dar și acolo mai sunt niște probleme legate de apartamente. Așteptăm să facă asistență socială, să facă dosară sau cine face, doamna director? Fiecare proprietar în parte, noi îi ajutăm. Dosarele se depun la asistența socială și... Pentru locuințe, zic, pentru reparațiile din locuințe. Și în funcție de ce bani vor primi de la guvern, probabil vom mai veni sau nu cu suplimentare pentru locuințe. Dar sunt niște sume care vin de la guvern pentru data trecută au venit și sperăm și acum. Mai sunt alte discuții. Dacă nu supun la vot, cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Domnul Dumitru? Pentru. Domnul Moraru? Pentru. Domnul Orhean? Pentru. Doamna Pașcu? Pentru, sunt și eu. Doamna Sticlaru? Domnul Zarzu? Pentru. Ne întoarcem la punctul 31, probleme de interes local. Dacă cineva vrea să ia cuvântul, spuneți, domnul Buzor. Mai mulți oreșteni mi-au adus la cunoștință un fapt, și anume că cei care locuiesc la casă au primit o informare din partea RomPres, în care spune cam așa, prin prezența vă reamintim faptul că în perioada aprilie 24-24 vom colecta deșeurile biodegradabile de la toți utilizatorii casnici și non-casnici din municipiul Olești, din zona de case, în prima zi de luni ale fiecărui lucru. Până acum, aceste, fiindcă și eu stau la casă, aceste deșeuri se luau de 4 ori pe săptămână, în fiecare luni. Eu, în ianuarie, și nu numai eu, pe voi, că mai mulți, am achitat gunoiul pe total, chit că la gunoi nu se dă cei 10% reducere. Nu e vorba de bani, dar e vorba de felul următor. Dacă se ia gunoiul o dată pe lună, înseamnă că luăm prestul își diminuează activitatea și vin vară, prin deșeuri biodegradabile, se înțelege și legume, fructe proaspete, gătite. Vă dați seama că pe zilele de vară, aceste deșeuri vor fi înăpădite de muși, cu toate că noi le punem în saci, avem un tomberon, dar o lună de zile, probabil că vom mai pune și pe lângă tomberon. De ce RomPrestul a luat hotărârea să ia, să ridice aceste gunoi, deșeuri biodegradabile o dată pe lună? Cui ne putem adresa? Numai secundă, nu știu dacă nu faceți confuzia între menajer și biodegradabil. Nu, pentru că nu. Menajerul se ia normal și biodegradabil, cred că e un serviciu plus acum, dar nu știu, poate știi? Deșeuri biodegradabile. Da, nu, până acum nu au fost colectate, cel puțin biodegradabile. Deci sunt alea menajere. În măsura în care nu puteți să le strângeți o lună de zile și, într-adevăr, aveți dreptate pe timpul verii, cam greu să ții coșile de cartofi sau altele ca așa, le puneți la deșeuri menajere. Asta e un serviciu în plus acum. Dar să separăm așa, că avem două tomberane. Nu, nu, asta erau acela, erau pentru reciclabile, hârtie și... Și atunci, dacă le punem, le amestecăm? Le amestecăm. Nu, și doar atunci când vine ce strângeți în săptămâna respectivă, le puneți la... Sunt trei categorii de deșeuri. Până acum se colectau reciclabile separat de menajer. Acum menajerul s-a împărțit în două. Menajer și biodegradabil, care rezultă din menajer. Nu se mai pune la un loc. Dacă nu puteți, îl puneți în menajer. El tot menajer este. Dar asta e ceva în plus. Nu că nu mai vine, nu... E vine în fiecare săptămână, normal, pentru menajer. Mai vine o dată pentru degradabil. Dacă se... Da, am înțeles. Dacă mai există cineva la cuvânt, dacă nu, declar închisă lucrurile ședinței de astăzi.